În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cu cerniști părinți, din ce și căvincioase, sărbătoarea de astăzi, închinată Sfântului Cinstitului Miricului pe loc înainte, mergătorul și Botezătorul Ioan, încheie buchetul acestor frumoase sărbători care încurunează sfârșitul și începutul de an. Mesajul Evangheliei de astăzi a fost unul clar pentru toată lumea. Și pentru cei de acum 2000 de ani care l-au ascultat și pentru noi cei de astăzi este perfect valabil. El se încheia așa, Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Este un mesaj pe care l-a adresat Sfântul Ioan Botezătorul contemporanilor săi și după ce Sfântul Ioan a fost întemnițat, Auzind despre aceasta, Iisus s-a retras în zona Galilei, în orașul Capernaum, și a continuat acest mesaj. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Acest mesaj ne aduce aminte nouă tuturor că există o împărăție. Sunt multe împărății în lumea aceasta. În unele împărății împărățesc oamenii și în alte împărății împărățește diavolul. Însă cea mai mare lume este lumea noastră interioară și cea mai importantă în același timp. Nu contează cum arată lumea aceasta exterioară dacă lumea cea interioară este acoperită de ură și de întuneric. De aceea Domnul va spune la un moment dat, dacă lumina care este sau ar trebui să fie în tine se transformă în întuneric, oare întunericul cu cât mai mult va fi, își va lărgi ființa și intensitatea. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să fim conștienți că avem o lume în noi. Și ce facem cu această lume? Această lume trebuie curățită de tot ceea ce înseamnă întuneric, moarte și păcat. Dar ce este păcatul? Părintele Arsenie spunea că este o conspirație între om și diavolul, împotriva lui Dumnezeu. De deci ce este o conspirație. Să sfătuiește omul cu diavolul cum să-l înlăture pe Dumnezeu din firea și din ființa lui. Asta s-a întâmplat în Rai, în urmă cu foarte mulți ani, și după ce omul și-a dat seama că a căzut prada acestei conspirații din care cel mai câștigat a fost diavolul, i-a promis omului că va veni o vreme în care îi va trimite un izbăvitor pentru că el singur nu va putea să iasă din acest cerc vicios care se numește păcatul cu finalitatea moartea. Și de atunci Dumnezeu a lucrat în întregul neam omenesc a trimis Mesagerii săi, prorocii care spuneau că va exista cândva o împărăție care va depăși toate aceste împărății. Nu va domina păcatul acolo, moartea nu va mai fi, va fi o viață continuă și veșnică și pe deasupra va împărăți dreptatea. Dar toți prorocii au prevestit această împărăție ca pe ceva foarte îndepărtat. Iar oamenii nu trebuiau să facă altceva decât să păstreze în cugetul lor existența acestei împărății. Cu alte cuvinte, să vegheze asupra vieții lor, să nu invăluiască păcatul. Însă, 300 de ani înainte de Hristos n-a mai fost niciun proroc. Oamenii uitaseră cum arată un proroc. Dacă mai bine de patru generații n-au mai văzut unul în carne și oase și în sfârșit să dă vestea cea mare. Există un proroc. A venit unul, îl cheamă Ioan și are o misiune. Era văr cu Iisus Hristos, dar nu se cunoșteau. Unul pe altul nu se văzuseră niciodată. Însă Ioan avea o revelație, o punte de legătură între el și Dumnezeu și comunica foarte bine cu el. Și astăzi sunt oameni care comunică cu Dumnezeu într-un fel sau altul. Însă, modalitatea de a comunica cel mai bine cu Dumnezeu este aceea prin care îți pregătești viața. Nu este neapărat necesar să mărturisești credința dacă nu este însoțită și de o viață adecvată. Iar cine este atent mai mult la viața lui, acela se apropie mult de Dumnezeu. Ioan a înțeles acest lucru și își trăia viața ca un înger pe pământ. Așa de mult i-a impresionat pe oameni încât spuneau că nu e om, că este înger. De aceea, în noastre, este înfățișat cu aripi de înger, pentru că numai un înger putea să trăiască ca el. Desigur că și el a avut o pregătire în prealabil, l-au pregătit oamenii vremii. Pe vremea aceea erau patru categorii de oameni alcătuiți în partide. Unii erau farisei, cei mai numeroși, alții erau saducheii, alții erau zeloții, dar cei mai distinși oameni și mai respectați în vremea aceea erau esenienii. Aceștia erau oameni consacrați. Se căsătoreau, deși unii credeau că nu se căsătoresc, însă o făceau numai odată. Ei spuneau, căsătoria este unică. Și cum femeile de atunci duceau viață destul de grea, unele se întâmplau să moară înaintea brăbaților, ei nu se mai căsătoreau niciodată, ci trăiau o viață în castitate. Oamenii aceștia aveau o credință, destul de diferită de ce era împrejurul lor, pentru că așa se întâmplă cu oamenii care trăiesc oarecare viață pe pământ. Credința lor se lățește văd la orizonturi, mult mai departe decât ceea ce se vede. Ei socoteau că apa are memorie și că e suficient să te scufunzi în apă, să stai în ea până ajunge în dreptul gurii, să-ți rostești deasupra ei păcatele și nereușitele vieții, iar apa se va încărca cu păcatele tale și tu te vei despovăra practicau un fel de spovedanie, dar nu direct la Dumnezeu, ci deasupra apei. Și după ce mărturiseau tot, se scufundau odată în această apă, după care se socoteau ușurați. Sfântul Ioan Botezătorul i-a vizitat și a trăit în comunitatea lor, cea mai vestită fiind comunitatea de lângă Marea Moartă, de la Cumran. Acești oameni trăiau în peșteri, și scriau cărțile sfinte. Și fiecare om credincios care dorea să aibă o Biblie în casa lui, avea o singură soluție. Să plătească un esenian să-i transcrie textele sfinte. Și iată, așa și agonișeau și ei traiul, transcriind textele sfinte ale Bibliei. Însă, practicau și o privire foarte atentă asupra vieților. Cum își trăiesc viața? De aceea oamenii respectau foarte mult. Nu aveau treabă cu politica, ci doar cu desăvârșirea lor pe interior. În sânul acestor a trăit Sfântul Ioan Botezătorul și a preluat de la ei această practică de a boteza. Sfântul Ioan Botezătorul și-a dat seama repede că această practică nu are o deosebită valoare. Ca apa în care te scufunzi odată nu este totul mai trebuie adăugat ceva la ea. Mai trebuie adăugat Duhul Sfânt, însă Duhul Sfânt nu se coborâse încă. Adică focul lui Dumnezeu, puterea cea mare a lui Dumnezeu, care unită fiind cu apa, curăță și arde tot păcatul care există într-o ființă umană. Și iată că Ioan împlinind vârsta de 30 de ani, în afara căreia nu puteai să începi o lucrare publică, pleacă de la comunitatea esenienilor și vine pe malul Iordanului și desfășoară o lucrare cu o autoritate extraordinară. Nu l-a pus nimeni să facă așa ceva, Duhul Sfânt l-a îndrumat să facă ceea ce a învățat la esenieni. Din păcate, esenienii n-au avut o viață prea lungă. Ei au început să existe cu 100 de ani înainte de Hristos și aproape de anul 70, când au venit romanii, i-au căutat și au răstignit pe toți. Toată comunitatea a pierit. Dar oricum nu mai era nevoie de ei pentru că în locul lor s-a înființat comunitatea creștină. Însă Sfântul Ioan, stând pe malurile Iordanului, învăța pe toți. Eu vă botez pe voi cu apă, dar o fac spre pocăință. Și să știți că după mine vine cineva pe care eu nu știu, dar care vă va boteza pe voi cu Duh Sfânt și cu foc. Adică va adăuga apelor această putere sfințitoare a lui Dumnezeu care va desăvârși ființa umană. Fiecare dintre noi simțim viața în noi. O avem ca dar al lui Dumnezeu. Însă ce facem cu ea? De fiecare dată când primim câte un dar, ne gândim ce să facem cu el. Dacă primim o haină drept cadou, o vom îmbrăca în zile de sărbătoare. Dacă vom primi un bibelou, îl vom pune într-un loc de cinste și când îl privim ne aducem aminte cu drag și de persoana care ni l-a dăruit. Dacă primim un lucru oarecare, îl punem și pe acela în locul care îi se cuvine. Dar viața noastră, ce facem cu ea? Și pe ea trebuie să o punem la locul care îi se cuvine. Să o canalizăm către direcția în care trebuie să ajungă, pentru că simțim că această viață există în noi, dar tinde către veșnicie, pentru că ea este veșnică. Știm că există și moarte. Dar moartea este doar un accident care va fi remediat prin nașterea Domnului nostru Isus Hristos în această lume. Așadar, prin nașterea Domnului și prin îmbrăcarea Lui în umanitate, va face posibilă îmbrăcarea noastră în Dumnezeire. Adică, fiecare a luat ceva de la celălalt. Noi ne-am îmbrăcat cu Dumnezeu, iar El s-a îmbrăcat cu firea noastră umană. Adică, fiecare a luat ceea ce nu avea mai înainte. Noi n-aveam pe Dumnezeu pentru că ne-am lepădat de El în rai, iar El nu avea firea noastră umană și a luat-o în afară de păcatul nostru pentru că El venise să șteargă de fapt ceea ce întina firea noastră umană. Așadar, revenind la păcat, ne vom uita la El în paralel și la moarte. Cam asta face păcatul, aduce moarte pentru că El este un eșec. Și vedem ce înseamnă eșecurile în lumea noastră de astăzi. Îți dorești să faci multe lucruri în viață, dar se întâmplă să ai eșecuri în ceea ce ți-ai propus. Și după ce ai un eșec după altul, începe să scadă puterea de voință, îți scade curajul și parcă nu l-ai mai face. De aceea, pentru ca eșecul să nu intervină, îl iei între ajutor pe Dumnezeu. Doamne ajută-mă să reușesc la examen. Doamne ajută-mă să reușesc să fac lucrurile astea că este important pentru mine. În cazul unui eșec nu știu ce aș putea face. Mă îngrozește gândul unui eșec. Iar eșec este păcatul. Și în urma lui se instalează o deznădejde cumplită din care greu te mai scapi. Așadar, dragii mei, tot păcatul și efectele lui, inclusiv efectul morții, inclusiv cel din spatele morții care este diavolul, sunt înlăturați prin nașterea lui Isus Hristos. Din momentul nașterii Sale, începe descătușarea neamului omenesc de tot ceea ce este păcat și moarte. însă Hristos se naște, dar trebuie să se nască și noi. Pentru că în noi tronează de la bun început diavolul. Datorită faptului că păcatul lui Adam s-a transmis în fiecare neam și în fiecare om care se naște, prin ceea ce noi astăzi numim păcatul strămoșesc. Dar că tot ceea ce este întinat, el se spală. Așadar, botezul nostru este cel ce spală păcatul atât cel strămoșesc cât și cel personal, prin faptul că în noi se instaurează un foc care îl arde, iar el nu mai are nicio putere. De aceea Sfântul Ioan, pe malul Iordanului, îl anunța pe Mesia ca miel care ridică păcatul lumii și ca secure. Iată, spunea el, securea stă la rădăcina copacilor, și tot pomul care nu face roadă bună va fi tăiat și va fi aruncat în foc, pentru că nu numele pomului, nu soiul lui îl face măreț, ci roadele lui. Așadar, fiecare om este ca un pom, care în lumea aceasta trebuie să-și aducă roadele, iar stăpânul livezi, hotărăște dacă mai rămâne un pom în livada lui sau îl curăță, îi pune în și așteaptă să rodească în anii următori sau îl taie definitiv și plantează altul. Acest foc al lui Dumnezeu arde tot păcatul din interiorul omului și din acest moment omul devine o ființă nouă, adică o ființă cu puteri înnoite. Dragii mei, de cele mai multe ori se întâmplă să vedem oameni cu puteri înnoite tot timpul dorni să facă ceva nou în viața lor și oameni care sunt aproape morți, abia se mai mișcă, care greu se mai înclină să facă ceva pentru ei sau pentru alții și pe aceștia îi socotești morți vii pentru că ei se mișcă, dar de fapt sunt morți. Și dacă vrei să-ți faci puțin timp să-i asculți pe acești oameni care, deși sunt vii, sunt morți, Vei afla că sunt multe lucruri atârnate pe sufletul lor, care de-a lungul vieții le-au adus moarte. Și îți vor spune, moartea sufletului meu a intervenit când mi-am pierdut un fiu, când mi-am pierdut soția sau soțul, când m-am certat cu Dumnezeu și am reproșat de ce merge mie așa de rău în viața asta, că mi s-a întâmplat un necas sau nenorocire și am spus, eu nu mai cred ce poți să spui decât să plângi? Alături de acest om să-i plângi pe umăr și el să-ți plângă pe umăr? Pentru că din momentul acela, în sufletul lui, în viața lui s-a instalat moartea și viața lui de acum încolo devine un chin. Se chinuie să mai trăiască, deși de multe ori are gândul că degeaba mai trăiește și chiar se gândește ca o soluție să-și pună capăt zilelor. Pentru toți aceștia, trebuie să existe ceva, un glas. Ce spunea Sfântul Ioan? Atunci când au venit oamenii să-l întrebe, ce spui tu despre tine însuși, cine ești? Și ce a răspuns Ioan? Eu sunt în glas, sunt o voce care strigă în inimile voastre pustii. S-a apropiat Dumnezeu, s-a apropiat împărăția Lui, e la uși, deschideți larg ușile să intre că va țâșni ca o lumină în interiorul vostru și tot întunericul vostru se va lumina. Iar eu sunt glasul care vă deșteptă vă o conștiință. Vă trezesc să vă amintesc că sunteți ceva în această lume, sunteți importanți pentru Dumnezeu, iar El vine să vă lămurească interiorul, să vi lumineze, să vi-l aranjeze, să-l pregătească pentru că vrea să domnească în interiorul vostru, în sufletul vostru. Implicit, satana va trebui să fie alungat din inima omului. De aceea la botez, te lepezi de satana, de lucrurile lui, de slujitorii lui, de slujirea lui și trufia lui și te unești cu Hristos. Iar urirea între tine și el va fi așa de lăuntrică încât spun Sfinții Părinți, este așa cum se lipește carnea pe os. Încearcă să desprinzi carnea de pe os, să vezi dacă poți. Nici pe Dumnezeu nu poți să-l desprinzi din sufletul tău. Dar poți să-l ții acolo, în interiorul tău, flămând, însetat, legat, chinuit. Și astfel, la judecata pe care încă el n-a făcut-o, dar care va să vină și pe care Ioan o anunța, el va pune această întrebare. Am fost flămând mi-ai dat să mănânc, însetat am fost, mai ai dat să beau, gol am fost, mai îmbrăcat, bolnav mai cercetat, în temniță am fost, ai venit la mine, mai ținut în tine ca într-o temniță. E frumos ce ai făcut tu cu mine, puteam să-ți înfrumusețez viața, nu ți-a păsat deloc de mine, atunci cum să-mi pese mie de tine în veșnicia mare? Și le va spune acestora, duceți-vă de la mine, blestemaților, pentru că nu va păsat de mine deloc. Iar celorlalți care le-a păsat de Dumnezeu, veniți la mine, bine binecuvântaților, că am fost flămân și mi-ați dat să mănânc, că am fost însetat și mi-ați dat să beau. Și fiecare vă spune, Doamne, dacă când te-am văzut noi pe tine așa sau așa, m a zăzut pe mine în frații voștri. Le-ați fost lor de folos și mi-ați fost mie de folos? Sau nu le-ați fost lor de folos și nici mie nu mi-ați fost? Și aici se pune întrebarea, cât de mult timp acords pentru Dumnezeu în această viață. Cât de mult timp îți petreci cu el? Cât de mult timp stai de vorbă cu el? Cât de mult timp îi spui că l-iubești? Desigur că fiecare o facem diferit. Sau cum simțim noi. De multe ori se pune problema și o cursă, o adevărată cursă în viața duhovnicească oamenilor. Mă duc la biserică dacă simt sau mă voi duce atunci când simt eu. Voi posti atunci când simt eu, voi sta cu Dumnezeu de vorbă atunci când voi simți eu și mă voi ruga atunci când voi simți. Și ce te faci dacă vine diavolul și îți întunecă simțirea? Ce te faci când vine diavolul și îți întunecă voința sau cunoașterea? Cu ce să mai simți dacă simțurile sunt pervertite? Rezultatul este catastrofal. De aceea, într-una dintre evangheliile din postul nașterii Domnului, Spunea Dumnezeu slujilor sale că există o categorie de oameni pe care îi dorește la masa lui și pe aceștia trebuie să îi silească să intre. Adică, simțurile trebuie motivate, silite să simtă ceea ce trebuie. Și le silește Dumnezeu pe acestea prin cazurile vieții. Iată de ce concentrarea unui creștin nu este pe cât de multă dragoste are, pe cât de multă avere are sau pe cât de multă viață are, ci concentrarea lui este asupra felului în care își trăiește viața. O permanentă schimbare și înnoire a vieții care înseamnă metanoia, adică pocăință. Să nu fi niciodată cu mintea cea veche. Să nu vezi niciodată lucrurile cu mintea cu care le-ai văzut acum un an sau doi. Și tot timpul să-ți dorești mai mult și să vezi mai departe. Totul să fie nou. O noutate continuă pentru că asta înseamnă o bucurie veșnică. Și astfel omul se bucură că trăiește. De fiecare de când se scoală, stă cu zâmbetul pe buze, ce-mi va mai aduce nou ziua de astăzi? Cu ce voi mai putea ajuta pe Dumnezeu și pe semeni? Câtor oameni mă voi pune la dispoziție? și voi învăța din experiențele mele. Și asta înseamnă o bucurie continuă. Niciodată nu te mai saturi să trăiești. Asta e bucuria vieții. O experiență continuă care crește și nu se oprește niciodată. Cum spun unii, am făcut destule fapte bune să mai facă și alții. Nici alții nu trebuie să se oprească din fapta cea bună și nici tu nu trebuie să o faci trebuie să o faci ca pentru Dumnezeu, Dumnezeu e veșnic și trebuie să-L ajungi din urmă și ai mult de lucru pentru asta. Iată, dragii mei, ce înseamnă acest mesaj pe care l-a transmis Ioan și pe care îl va transmite mai departe și sus. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Înnoiți-vă mintea, căutați toată bunătatea. Și lucrurile acestea de obicei nu se fac de unul singur. Este bine să se facă în familie. Și vin oamenii și se răzvrătesc. De ce eu creștin ortodox sau eu creștină ortodoxă nu am voie să mă căsătoresc cu un catolic? Sau cu un protestant sau cu un musulman? Pentru că dragostea nu se leagă. Dragii mei, mai presus de dragostea umană este bunătatea lui Dumnezeu, cea mare. Și sfințenia vieții. Pentru că cei doi când se unesc, vor merge împreună pe un drum al Sfințeniei și amândoi își vor uni viața. Nu te mai tem niciodată că soțul sau soția va putea cândva să se schimbe. Vedeți dumneavoastră, de multe ori se văd niște lucruri care apar, pur și simplu. Nu a fost așa, dar a intervenit ceva și totul s-a schimbat. Dar dacă amândoi au mers pe același drum și amândoi au fost sfințiți și viața sfințită, nu se poate întâmpla nimic. Amândoi merg într-o bucurie veșnică, într-o bucurie continuă. Cu ce aș putea fi astăzi de folos soțului meu? Cu ce aș putea fi de folos soției mele? Cum aș putea să-l ajut să se izbăvească de o patimă? Și ele creștin ca și mine. Și amândoi ne sfințim viața. În amândoi trăiește Dumnezeu. Am pornit de pe aceeași linie de plecare. E foarte important acest lucru. Doar omul nu înțelege decât atunci când vede că ceea ce ai pus ca temelie, adică dragostea aceasta umană, fără Dumnezeu, s-a dus, s-a stins, nu mai este. Și te gândești unde am greșit, ce mi-a lipsit. Dacă aduc dragostea mea și -o unesc cu dragostea lui Dumnezeu, dragostea mea se sfințește. Uitați-vă când sfințim agiasma. Ce se întâmplă? Noi aducem apa care este luată din pământ și îl chemăm pe Dumnezeu să o sfințească. Din momentul acela, apa va fi nestricăcioasă. Câte substanțe se pun în apa de astăzi pe care noi o bem ca să țină mai mult două, trei luni de zile, să nu se strice? Dar agiasma de la Bobotează ține veșnic. Așa este și dragostea noastră. Dragostea care se sfințește este o dragoste veșnică. Nu se va mai strica niciodată. Bunătatea. Bunătatea noastră poate să fie relativă. Dar dacă aducem peste ea bunătatea lui Dumnezeu, ea devine veșnică. Se sfințește. Și atunci când noi plecăm pe această cale a sfințeniei, trebuie să plecăm de pe același numitor, de pe aceeași credință. Așadar, importantă este Plecarea. Dacă plecarea este bună și chemarea este bună, Sfințenia este minunată. Totul merge către aceeași direcție, către direcția Sfințeniei. Deci, iată, dragii mei, ce mare bucurie și la ce mare chemare ne-a chemat pe noi Dumnezeu. Ne-a chemat să ne sfințim. Fiecare dintre noi cât vom putea. Dar să ne sfințim și să mergem spre sfințire. Iar Sfințenia aceasta. Va fi recompensată cu un mare dar pe care numai Dumnezeu poate să-l dea. Bucuria vieții celei trăită împreună cu el. Amin.